Eu am avut o sarcină complicată. Interesant, anul trecut eram însărcinată. De Crăciun. Și, da, și cred că a fost cel mai frumos Crăciun din viața mea. Cu un an înainte eram în Los Angeles, singură, acasă, fără zăpadă, fără un brad, fără... Nici nu mai știu, mi-am cumpărat lalele în loc de... Nu am găsit un brad. Dar așa diferența, cât de mult poate schimba... Câte se pot schimba într-un an. Într-un an, da, da. Și acum sunt aici și eu am pe micuță. Spuneai că a fost complicată sarcina ta. Ai luptat foarte mult și poate nimic din greutatea sarcinii nu a contat pentru că aveai un țel să ai un copil. Da, am luptat, nu știu, nu știu dacă pot să spun că am luptat. Dar da, a fost o sarcină dificilă, se întâmplă câteodată să nu fie probleme și să... În cazul meu pot să spun că m-am speriat. M-am speriat pentru că nu stăteam locului și tot mai aveam contracte, am ascuns sarcina, a trebuit corect să lucrez, ar fi fost mai bine să nu și lucrurile poate s-au complicat, dar m-am dus sarcina la termen și... Deci, practic, tu și când erai însărcinată aveai contracte. Da, am lucrat pentru festivalul de film de la Cluj. Am făcut un spot câteva zile înainte să vină micuța. nu se vede, da, în spotul respectiv forma mea, cea mai frumoasă forma mea, da, așa îmi place să spun. Oricum, momentul în care ai rămas însărcinată, viața ta era într-o maximă ascensiune. Da, era un moment foarte bun. Foarte, foarte bun. Era momentul după San Remo. Da, și acum e un moment și mai bun. Exact, clar. Eu tot încercam să umplu acest gol prin voluntariat. Practic, eu asta cred că am căutat. Absolut fermecătoare și nu o spunem noi că suntem așa de-ai tăi, ci a spus-o toată lumea. Da, presa din Italia, pot să spun că, nu știu, m-a impresionat. A fost o experiență incredibilă. Eu nu sunt un om de televiziune. Nu sunt obișnuită. Cred că, nu știu, mi s-a părut extrem de dificil. Ce faceți voi e ceva ce eu cred că nu aș putea să fac. Adică am încercat, dar îmi place să fiu pe platourile de filmare și îmi place actoria foarte mult. Experiența asta în televiziune... Cum a reacționat coprezentatorul, să zic așa, Carlo Conti. Carlo Conti. Un profesionist cu adevărat, adică noi îl urmărim cu pixul în mână, eu cel puțin. Da, o lecție pentru mine. A fost extraordinar de încântat, mi s-a părut, de prezența ta și de dialogul cu tine. Da, și presa, mai ales că este cel mai mediatizat eveniment al anului. E o experiență incredibilă. Cred că normal ar trebui să spună el asta, nu știu cât de mult s-a bucurat, dar pentru mine a fost o lecție, am învățat foarte mult de la el, de la echipă. Rochile tale au fost absolut extraordinare și i-a impresionat foarte mult și faptul că ai purtat o rochie a unui creator român. Am încercat să duc România peste tot și am dus IA la festivalul de la Cannes. Și da, rochia de la San Remo, rochiile, da. O experiență incredibilă și din punctul ăsta de vedere, pentru că de la fata cu, nu știu, cu prea puține variante, cred eu, așa am plecat eu la Milano, nu aveam foarte multe variante și dintr-o dată toată lumea să te îmbrace, să te împodobească, nici nu știu cum să spun, pentru că rochile acelea au fost cu adevărat niște opere de artă, da. Nici nu știu cum aș putea să le,
să le descriu. Ce a spus mama ta când a aflat că vei fi acolo? San Remo... Nici nu visai. Nici nu visam să prezint vreodată. Dar am iubit acest festival. Eu am crescut cu San Remo. Sigur. Și chiar am povestit ceva în... pe scenă, poveste foarte apreciată de italienii. Românii, nu știu dacă mi-aduc aminte bine, nu au apreciat foarte mult această poveste, dar este adevărul. Așa mi-aduc aminte că tata dormea într-o seară și stăteam cu urechea lipită de televizor să aud și să văd festivalul. Eu am crescut cu acest festival și, repet, nu visam vreodată. N-am mai făcut un interviu așa, cum zic eu, ca la judecată. Ultimul meu interviu a fost cu Mihai Gâdea pentru promovarea filmului Dom Hemingway. Dar foarte greu, foarte greu mă deschid și vorbesc despre... Îți mulțumesc! Eu mulțumesc! Vă mulțumesc că ați venit aici cu mine. Știu că e o experiență care poate, nu știu, poate te sperie, dar când o trăiești, înțelegi cât de mult îți dă o astfel de minune, de întâlnire. Apropo de minune și de întâlnire, aș vrea să vedem un material pregătit special pentru această zi frumoasă de sărbătoare, și anume ce să faci și cum să te descurci dacă ești singur de sărbătoare.